înțeleg de ce se dă atât în mine. Adică eu credeam că și cu reality-urile și cu emisiunile din trecut s-a închis, gata, asta e, dar se bate atât. De ce m-a stat ieri afară, vineri, afară din platou, când ați prezentat chestia aia cu Ciprian? Eu de ce n-am putut să particip? Ca să am și dreptul la replică atunci, nu? Simt că se dă în mine din toate punctele, părțile. Nu mai pot. Și de la început, cu pornirea cu Ionuț. Ionuț a fost cel care a venit, m-a căutat de fiecare dată. Doamna Mioara și Lic au fost martori acolo. El a fost care totdeauna venea spre mine. El a fost cel care a făcut primul pas. El a fost cel care s-a apropiat de mine. În toate materialele au reieșit că Petronela era gălară pe Ionuț. Ce aș mai putea să am cu un om care seara mă ia în brațe, susține ceva, nu vorbește, în primul rând, ce înseamnă o relație? Înseamnă comunicare. De unde comunicare? Ia-o dacă nu există. Nu. Am înțeles problema ta, dar pe mine m-ai dat așa un pic, mi-ai zis de un pariu. Despre ce pariu vorbești, Petronela? Prefer să nu vorbesc despre acest lucru, cei care au văzut și există... Păi stai puțin, dacă vrei să lămurim lucrurile cap-coadă, ar trebui să știm despre ce este vorba, pentru că în noi și colegii mei nu știu nimic despre acest lucru. În mediul online se circulă material, un material în care există o discuție, nu mai știu sigur cine erau cele patru este persoane. Discuția de ieri din emisiune pe care nu am văzut-o cu toții, cu Narcisa și nu cu Ciprian, care spuneau să facă același lucru cu cum a făcut Armando cu Andra. Nu, este vorba despre altceva. Este vorba de patru persoane, dar din cauza stării în care eram, nu pot să dau numele exact la persoanele respective, că nu am reținut, și era ceva de genul să demonstreze că eu nu am sentimente pentru Ionuț. Păi stai puțin, trebuie să ne spui cine cu ei spunea ca să putem înțelege, să putem căuta, să vedem și noi despre ce este vorba. Dacă sora mea acum se uită la noi, o să rog să trimită redacției Da, să ne trimite există imaginile, da, dacă există, exact, pentru că noi nu știm despre așa ceva. Este prima oară când aud și tocmai de asta te-am întrebat. Și de unde știi că vorbim de mediul online. Da. Poate aceeași chestie pe care... Păi altceva nu există despre Andra. Mai devreme am întrebat-o Petronela pe Andra dacă știe ce-o trimis cineva când ea, Andra, era afară. N-am înțeles prea bine și cred că probabil pe acolo se referă, nu știu. Am întrebat-o pe Andra dacă a primit vreun mesaj în care să mă atenționeze pe mine, dacă să fiu atentă la anumite lucruri. Păi și de ce ar primi Andra mesaj? Cum Andra, înainte să intre în casă. Înainte să intrați cu toți? Da, săptămâna în care... De unde știați voi că Andra se va întoarce în casă? Stați așa, că deja m-ați bulversat cu totul și nu mai înțeleg nimic, Petronela. Andra, în mediul online, probabil că se vehicula, se circula faptul că o să intre Andra în casă, nu știu. Păi n-avea cum. Am pierdut subiectul. Poate a fost la discuție. Am pierdut, da. Da. Da, să revenim. Chiar nu am deviat, așa mi s-a transmis. Andra, ai primit vreun mesaj? Stai așa, că vreau să mă lămuresc și cu problema asta. Ai primit vreun mesaj, vreun filmuleț, vreun ceva? Despre ceea ce a aflat ea de la familia ei este... A fost pe Antena Play și... Nu, e vorba dacă tu ai primit un mesaj. Eu vă întreb ceva, voi îmi răspundeți altceva. Andra a primit un mesaj de la cineva în care ea, deci mesajul respectiv a fost transmis. Subiectul nostru de astăzi, dintre voi doi, dintre tine și Ionuț, este faptul că Ionuț are dubii în privința ta, în ceea ce te privește, pentru că nu știe exact dacă tu cu adevărat ai sentimente pentru el, pentru că ai făcut același lucru și în alte emisiuni cu alți doi bărbați. Bun, recunosc că am sentimente pentru Ionuț, dar o să încerc să le scot din mine.